După ce ieri pentru puțin timp dolarul a devenit la fel de valoros ca euro, astăzi moneda unică europeană s-a depreciat din nou și pentru câteva ore a valorat mai puțin ca dolarul. Este o premieră pentru ultimii 20 de ani. Dolarul este văzut acum ca o monedă mai sigură în timp ce economia Europei pare vulnerabilă. Inflația ridicată și încetinirea industriei germane au dus la deprecierea euro. Efectele vor ajunge și la noi pentru că este posibil să plătim mai mult pentru carburanți și chiar pentru vacanțe în afara Uniunii. Euro a coborât din nou sub un dolar în a doua parte a zilei, când s-a tranzacționat pentru cel puțin două ore cu 0,99 de dolari. Este pentru prima dată din 2002 când se întâmplă acest lucru. Slăbirea monedei unice europene a început de câteva luni, în special de la declanșarea războiului din Ucraina și din cauza crizei energetice. Anul acesta euro a scăzut cu 12%. Economia, în termeni relativi, are perspective ceva mai bune în SUA decât în Europa. Și asta chiar înainte de a vedea oprirea gazelor dinspre Rusia. Deci dacă se întâmplă și asta, piețele iau în considerare orice scenariu și astfel consideră că euro se află în defensivă. Motorul german acum este în retragere și asta înseamnă că se importă mai mult. Deci încă un sprijin care nu mai există pentru moneda europeană pe termen scurt. Analiștii estimează că euro se va mai deprecia cu 5-10% până la finalul anului față de dolar. Această depreciere ne afectează și pe noi, în special dacă vorbim de produse energetice. Prețul petrolului este exprimat în dolari, astfel că nu este exclus să plătim și mai mult pentru benzină și motorină. Va fi presiune pe preț pentru tot ce importăm din Statele Unite și din afara Uniunii, în special mașini și echipamente electrice și nu în ultimul rând am putea plăti mai mult pentru vacanțe în țări în care se plătește în dolari. Nu vorbim doar de Statele Unite ale Americii sau țări asiatice, ci și destinații populare pentru români, cum ar fi Turcia sau Egipt. Dar când cineva pierde, altcineva câștigă. Un nivel mai slab al leului ar ajuta exportatorii. Iar cine a investit în dolari în ultimele luni, are acum parte de câștig. Cotația dolarului la BNR se face prin intermediul monedei europene. Astfel, indirect, și leul pierde teren în fața dolarului. Totuși, în raport cu euro, a rămas una dintre cele mai stabile monede din regiune. Nu vedem motive pentru care să avem variații semnificative ale cursului, dincolo de ceea ce spuneam anterior, a doua cifră după virgulă. Din perspectiva relației cu moneda europeană, suntem într-o perioadă de relativă stabilitate. Potrivit Comisiei Europene, economia Uniunii va crește cu 2,7% anul acesta și cu doar 1,5% anul viitor. Prognoza pentru România este mai optimistă, urmând ca anul acesta economia să înregistreze o creștere de 3,9%. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.